Bună ziua, prieteni, dragi cetățeni ai Republicii Moldova. După două luni în care am fost practic zi de zi în contact cu dumneavoastră, a venit și momentul unor totaluri. Partidul Unității Naționale este un partid tânăr, sunt președinte din decembrie 2019. Pentru noi a fost primul exercițiu plenar electoral la nivel național. Este prima oară când noi ne-am manifestat ca un partid politic autentic într-o campanie electorală în care au contat banii, minciuna și manipulările. Am pornit campania dintr-o perspectivă pozitivă de întregire cu neamul românesc, cu caravana cărții, cu campania ce înseamnă unirea cu România. În cele din urmă am reușit să colectăm 20.000 de semnături care ne-au permis să intrăm în campania electorală. Și în cele din urmă, așa cum ați decis toți împreună, ieri am acumulat al 6-lea rezultat pe țară. Pentru noi, Partidul Unității Naționale este un rezultat satisfăcător. Am reușit să ne impunem ca cel mai important partid unionist și cred că este un semnal clar pentru toți unioniștii din Republica Moldova, din România, din diaspora, că viitorul cauzei și idealului românesc în Republica Moldova este alături de noi. Vă așteptăm pe toți cei care, din diferite motive, ați preferat sau ați avut alte opțiuni politice care s-au dovedit a fi false și, cred eu, pentru mulți dintre dumneavoastră amăgitoare. Țin să mulțumesc celor peste 27.000 de alegători, celor care ne-au votat în Republica Moldova, în diasporă, în România, în regiunea transnistreană, chiar și în Rusia. Pentru noi aceste voturi contează foarte mult, pentru că constituie o premiză importantă pentru alegerile parlamentare care vor urma. În ceea ce urmează, pentru că majoritatea susținătorilor noștri sunt îngrijorați și preocupați de perspectiva pe care o vom avea, de atitudinea pe care o vom avea în următoarele două săptămâni. Noi rămânem ferm angajamentul nostru pe care l-am declarat și în campania electorală. Susținerea Partidului Unității Naționale și a mea personală va fi contra lui Igor Dodon. Votul nostru va fi unul anti-Dodon, așa cum l-am declarat, pro-Europa și pro-România. Prin asta vreau să înlătur acele preocupări, neliniști pe care mulți dintre votanții noștri le au legate de Maia Sandu, de Andrei Năstase, de Dorin Chirtoacă, de toți cei care au făcut parte de pe dreapta. Noi vom ieși în acest scrutin electoral în duminica de 15 noiembrie 2020 împotriva lui Dodon pentru România și pentru integrare euroatlantică. Asta este votul pe care noi ne-l dorim, cel pe care îl vom promova întotdeauna și cel pentru care vom lupta în campania electorală care vor urma. Suntem un partid unionist, a cărui ideal politic suprem este reîntregirea cu România. Este regretabil faptul că cetățenii Republicii Moldova n-au înțeles pe deplin oferta politică pe care am făcut-o. Regretăm faptul că mulți unioniști, din frica ca Igor Dodon să nu câștige din prima, au votat util candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate.
s-a dovedit că este sau a fost rezultatul unei manipulări. Prin asta ați slăbit într-un fel acest pol unionist, pentru că dacă am fi votat politic cu încrederea și loialitatea pentru românism și România, am fi fost la ora actuală al doilea partid ca importanță pe șchierul de dreapta. Nu este un reproș, este o constatare a faptului că mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenii române, atât din România cât și din diaspora, au făcut această alegere dintr-o eroare de judecată pe care noi considerăm ulterior că este pasibilă de a fi reparată. Noi nu ne vom opri aici. Pentru noi lupta continuă, pentru că viitorul nostru este în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică doar prin întregirea cu România. Cetățenii Republicii Moldova nu au făcut decât să-și prelungească chinurile acestei statalități, clocite de peste 30 de ani, încă pentru o anumită perioadă de timp. Rămânem solidari la acest capitol de a întări prestanța candidatului pro-european, în speranța că nu va dezamăgi în totalitate aspirațiile noastre românești și europene. Îi urăm mult succes în campania electorală. Acolo unde există posibilitate și disponibilitate, vom susține, dar rămânem ferm ancorați în idealul nostru suprem, pe care niciunul din candidații prezent în turul 2 nu-l reprezintă în totalitate. Îndemn de asemenea toți liderii unioniști, oamenii cu trăire și simțire românească, să se alăture Partidului Unității Naționale în această luptă pe care o ducem, în condițiile în care și-au făcut loc forțe politice dubioase, cu trecuturi interlope și cu dosare penale pe care nu și le-au rezolvat și pe care încearcă să le spele prin implicarea politică. Noi vom rămâne în continuare deschiși tuturor celor care își doresc să vină alături de noi și să contribuie la realizarea celui mai important lucru pentru care trăiesc românii din Republica Moldova, reîntregirea cu România. Să aveți o zi bună!